Trei obstacole, după cum vedeți, Claudiu îl poate opri în fiecare moment. Câinii care au fost aduși la târgul de adopții provin din adăposturile din București. Cei care până acum i-au îngrijit cu mare drag spun că patrupedele vor fi atent monitorizate chiar și după ce își vor găsi un stăpân. Asta pentru a nu ajunge din nou în stradă. Avem 50 de cățeluși aduși de către asociația Dogtown, dar la asociație mai sunt cu aproximativ 1500 de căței care așteaptă să fie adoptați. Că noi verificăm. Deci persoane care adoptă vor fi verificate. Ne vom întâlni cu ei să vedem dacă lucrurile decurg normal. În numai o oră și jumătate, aproape 20 de maidanezi și-au găsit un cămin. Îmi doresc foarte mult un animal, un cățel. Da, câinele cel mai bun prieten al omului. Și atunci locuind singură, de ceva vreme, mi-am dat seama că am nevoie de un cățel. E fetiță. Și sunt foarte încântată, e cu minte. Ce pot să zic? Mi-am dorit un câine dintotdeauna. De ce tocmai o adopție? Pentru că am decis să-i dau o șansă. La eveniment au fost prezenți și dresori. Aceștia le-au arătat vizitatorilor cât de multe poți distra alături de un câine dacă înveți să-l cunoști. Specialiștii spun că orice patruped poate fi dresat. Eu recomand ca fiecare să-și ia un câine sau chiar să adopte un câine, pentru că despre asta e vorba. Trebuie să încurajăm adopțiile, pentru că știm că avem probleme, nu? În România cu câinii maidanezi, și atunci de ce să-ți cumperi un câine când poți să adopți și chiar te poți distra cu el? La târgul de adopții, bucureștenii au putut participa la demonstrații de dresaj, animalele și stăpânii au putut socializa, însă cel mai important lucru care s-a întâmplat a fost că astfel de câini, cum ar fi fetița din brațele mele, au putut pleca acasă cu un nou stăpân. Conform ultimelor date înregistrate de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, din cei 64.000 de maidanezi câți erau în 2013 în capitală, anul acesta au mai rămas 20.000. Ceilalți fie au fost eutanasiați, fie se află în adăposturi sau au fost dați spre adopție.